Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne aflăm într-o zonă superbă, da, și am oprit la picnic. Să facem... Să mâncăm! Să mâncăm, exact. Facem un popas. Ne îndreptăm către peștera, către mănăstirea Peștera, din, da, județul Neamț, pe lângă Piatra Neamț. Bate vântul, tati. Da, ce mare-i. Găuri de veverițe, zici tu? Da. Și am văzut acolo acel copac frumos și o să punem acolo păturica și o să stăm puțin. Relax. Mamă, dar ce frumoasă e zona asta. Superbă. Superbă. Suntem cu toții, continuăm videoclipul de ieri cu peșterile. Cu mănăstirile, îmi cer scuze, nu știu de ce tot zic pe acele. Continuăm videoclipul de ieri, dacă l-ați văzut anterior, și anume cu mănăstirile. Vizitam niște mănăstiri din zona Moldovei, din județul Neamț mai mult. Și acum am zis să facem popas, să mâncăm. Se aude aici oameni. În vale acolo, nu știu exact ce fac. Ne-am pus la umbră, frumos. Sabina acum alăptează. Și peisajul este superb. Avem aer condiționat natural. O briză super plăcută. Pe lângă asta avem și un mic dezavantaj. Acolo e un individ în vale care țipă în continuu. Ori țipă la animale, ori cred că e nebun. Are probleme cu capul. Mă gândesc că prea urlă degeaba așa aceleași sunete. Da. Și o să mâncăm acum, avem ceva la noi, să facem așa un picnic frumos. O să urcăm, cred că, în inima munților, cât de cât, pentru că văd că mai sunt vreo 3-4 km și e drum pietruit. E bine că vreme bună ține cu noi, vreo 28 de grade în momentul actual, foarte cald, foarte plăcută vremea, o vreme de luna iulie, august, nu de mai. Da. Bebe, papa Mirunica, papa tati, e ce bucuroase, ce bucuroase, gata, și-au luat porția de lăptic și acum papa cu doi dințișori, e bun, dacă și mie îngheoră e, gata, las camera deoparte și mă pun și o să mănânc, toată lumea la masă. Am luat o gustărică, mai stăm puțin să ne relaxăm aici, că e peisajul foarte frumos, temperatura ideală. Da? Ce-i? Da, haide. Hai să cercetăm zona, uite ce frumos e. Vezi? Pe unde urcăm? Urcăm pe unde vrei. Ce bei, Actimel? Hai să mergem înainte. Ce faine sunt rădăcinile astea ieșite în afară la... copacii ăștia, nu știu exact ce sunt. Arțar, habar nu am. Frăsir, nu mă pricep la copacii ăștia. Da, sunt foarte fain, foarte interesanți. Dar ce fac? Sunt numai dealuri așa și delulețe. E o vale. Nu pot să urci încet, tati, bea ala. Încetișor. Să vizualizăm puțin zona. Pentru că e frumos. Da. Uite acolo o căsuță sau o stână. Unde? Cred că acolo, unde-i vezi căsuța aia acolo. Unde-i copacul? Nu, uite, am mai în partea aia. În depărtare acolo, tati. Acolo? În depărtare, da, acolo e o căsuță. Uite și o scorvură interesantă în următorul copac. Da, frumos. Așteptăm să vedem
cum o să fie și următoarea mănăstire, peștera. S-ar putea să fie și o peșteră prin zonă, mă gândesc eu, din moment ce se numește peștera. Da. Da, iarbă. Iarbă, ia zi, mâncare. Mâncare. Nu? Da, Mirena? Ia uite ce bucuroasă e. Încet. Vreau să vă arăt ceva foarte tare. Deci un leagăn dublu, n-am mai văzut de mult așa ceva genial de mare. Cred că are vreo 5 metri, 6 metri înălțime. Foarte fain. Vreau să mă dau în el, sincer. Și ia uitați-vă în ce zonă se află. Superb, superb, superb. Mai avem puțin și mergem la, ajungem la mănăstirea peșteră. Da, o să fie niște vloguri mai lungi decât mă așteptam, pentru că pe parcurs nu mă pot abține să nu vă arăt aceste frumuseți. Și casele astea, super. Suntem băgați pe niște drumuri puțin mai sălbatice, ca să zic așa, autentice drumuri de țară, piatră, pe niște străduțe foarte înguste, dar peisajul este foarte frumos și de o parte și de cealaltă. Mai avem 600 de metri, spune, până la mănăstire. O să vedem imediat. Chiar nici măcar nu m-am uitat pe internet, sincer, să văd o poză cu mănăstirea sau cu locul. Am dat doar căutare pe Google mănăstiri din zona asta și am zis hai să vedem, rămânem surprinși. Așa. Și acum, bum 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 bum. Drumul nu vrea. Dar măcar uite, au șanță foarte adânc. Vezi? Făcut mai nou. Ajungem sau nu ajungem? Ajungem, nu s-a. Wow, nu mai văd nimic aici. Da, asta e drum de piatră ca lumea. Mai. Păi, mi-a căzut și dihorul de pe bord. Wow. A alunecat Azorelul. Da, ce peisaj super. Da, munte. E în munte. Da, uite-te în stânga să vezi ce frumos se vede. Uite ce pajiște. Da, nu se vede de la tine când cobori. Hai că nu e așa drumul, chiar e ok, adică sincer, doar e piatră, e ok drumul. Super. Asta ar fi mănăstirea? Da. E superbă zona. Uai, frumos peisajul din față, dar cred că suntem singuri să las aici mașina în parcare. Păi nici n-ai unde să o lași, nu? Da. Aici. Păi, da, e închisă? E închis? E închis. Ok. Hai să vedem. Iată ce... Ia de la mine puțin. Ia să vedem dacă este sau nu este închisă. Hai. Nu știu, am ajuns la mănăstirea Peștera, dar s-ar putea să fie închis. Nu pare foarte mare. Dar pare a fi închisă, sincer. Crezi? Mă duc să... Bine, hai că mă duc să văd. Da, să vedem. Ui, ce strani sunt astea. Fiți atenți aici, acum le-am văzut. Ce strani. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine, păcătosul. Dacă nu greșesc, asta scrie. Dar uitați-vă la craniul ăsta. N-am mai văzut desenele astea făcute pe cruce. E deschisă. Bă, da, putem să intrăm. Doar că e asta închisă. Hai că mă duc să le zic că e deschis. Hai, coborâți. Cu încredere, cu încredere, cu încredere. Mă duc să opresc motorul. Bă, da, zona e frumoasă. Se aud păsărele. O încântare. Pe partea aia. Vaci, căiluți. Avem niște trucuri foarte frumoase de la intrare. Cadă de trandafiri. Ia, bebe, da, bebe. Și niște găurele. Da, taci.
din ce observ, este o mănăstire de maici, cred. Da, peisajul, ce frumos e peisajul. Super frumos. Ia uitați-vă cu dealurile acelea în spate. O livadă tânără în față și o arcadă foarte mare cu trandafiri aici. Urcători. E o mănăstire micuță. Chiar foarte micuță. Văd prin partea aia două, trei clădiri. Bănesc că ăla e grajdul și acolo sunt probabil chiliile. Locul unde stau maicile. Uite, Doamne, ce-mi place să văd asta. Autentic. Viața la țară, pot să zic acum. Exact ca pe vremuri. Încă mai sunt oameni care, observați că muncesc cu ajutorul calului și cu aceste scule, doar că puțini. Uite ce frumos e acolo. Construcțiile acelea, tate, sunt așa de rustice. Și cu aleea asta. Da, tati, mergem imediat, stai puțin. Vreau să admir acest moment care cred că merită ceva aprecieri. Da. Mai sunt și oameni la mine în sat care se duc cu calul, dar foarte puțini. Majoritatea acum care nu mai au pământ sau chiar dacă mai au... Da, tati. Oamenii vin și apelează la ajutorul combinelor și utilajelor agricole foarte mari, tractoare și așa mai. Ce te-a fript? Banca, da, fringe, tate, uite că și eu m-am pus jos și nu știam, băi, ce mă pârlește. N-am realizat, creierul meu încă era concentrat pe acest moment. Da. Un moment frumos. Acolo au un mic solar. Da, tati? Hai prin spate. Da. Păi cred că nu e nimic. Din ce văd, o să dăm roată mănăstirii și atât. Bisericuței. Deci au cal. Ia uite peisajul și pe partea asta, foarte frumos. Da. Da, Nicolas, mergem. Merg. Trebuie să merg după el. Uite aici un butucel, doi de vie, puși pe o scăriță. Da, peisajul este superb. Uite, după asta se vede frumos acolo. Un mic vârf de deal sau munte. Uite acolo și un cal alb. Imaculat, dacă se vede. Și mai unul mai jos. 2, 3. Ia, uite-l. Momentele astea mici trebuie savurate din plin. Nechează, tati, nechează calul. Se bucură de libertate, uite, vezi? Mai mult de atât nu pot să dau zoom, din păcate. Poate doar din program o să mai editez. Mai sunt doi jos. Unul cenușiu și unul maroniu. Și hai să vedem și în interiorul bisericii. Hai să vedem noi. Are plasă de țânțari. Trage, trage, trage. O
Oh, dar pare mare. Wow! Ce mare e pe interior și ce mică pare pe exterior. Neașteptat, sincer. Pare mai lată decât biserica noastră, sincer, pe interior. Mai încăpătoare. Și aici e o altă icoană făcătoare? Acolo? Da, ce mică. O, oh, ce fain e asta, ce superbă. Din coarne de cerb. Trebuie să vezi ce pictură sunt cerb. Da, dar sunt frumoase picturile, sunt diferite față de la altele. Toate sunt diferite, fiecare... Fiecare biserică, nu? Fata mi deși râde non-stop. Da, Miruna e fericită, n-are nicio treabă. Bebe, că... îi place. E veselă, e bucuroasă, e fericită. Da, bebe. Da, tata. Da, dar vezi ce lată e, pare mai lată decât la noi la biserică. Și pe afară pare mică tare. Wow! Da, frumos tare. Dar toate diferă de la o mănăstire la altă, de la o biserică la altă. Da, sunt noi astea, cred că sunt făcute în ultimii ani acum, nu? Cred că sunt noi, dar sunt deosebit. Nu sunt noi? Nici nu par culorile chiar atât de noi, sunt închise la culoare. Dar o tentă, nu știu, foarte la culori, vezi? Rustică. Da, 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 e rustică. Unde? Da, mănăstirea Peștera, exact așa ca în peșteră, culoarele sunt mai închise, parcă, puțin. Dar cum cade lumina pe ferestre acum, e genial. Da, asta vezi că n-au vitrali, n-au... Deci asta nu a văzut de super. Care? A, acum stai că trebuia să mă duc mai pe centru, așa, să vadă mult mai bine. Ce tare. Da. Și asta e icoana făcătoare de minuni? Alta? Adică ce icoană este asta? N-avem nici pe cine. Doar să întrebăm pe cineva pe afară. Da. Și au două sobe, văd. Una aici și una aici. Două sobe mari. Să se încălzească iarna. Da, frumos. Foarte neașteptat pe interior. Sincer, jos covoare, dar curat. Da, aceste minunate candelabre din coarne, din lemn, deci lemnă și coarne de cerb. Foarte faine. Într-adevăr, desenele sunt unicate. Diferă. Toate mănăstirile pe care le-am vizitat nu este una care să se asemene ca și pictorii. Întotdeauna, bineînțeles, sunt alți pictori, fiecare cu ideile lui. Ochii pare atât de realiști la astea. Deci, parcă mă înspăimântă, pot să zic puțin. Sunt foarte realiste. Îmi place. Un mic pelerinaj. Cele 7 laude. Frumos e afară. Să stai așa, să trezești. Fiecare din peisajul ăsta. Da, tati? Așteaptă, vină. Ce să vin, tati? Unde? Uite, și căpșunele aici. Super. Ia spune. Să mă dau cu dezinfectant, bineînțeles. Bineînțeles. Foarte bine, așa. Bun. Cred că cam asta ar fi mănăstirea Peștera. Ce, ăștia e atuns, eu acum văd, mai văd câte o idee și așa furăm idei unii de la alții când vedem ceva frumos. Sunt rătunzi dintre ăștia, dar văd că sunt tunși ca să pară mai rătunzi pe laterale. Unde-i mami? Sunt formați frumos. Niște tei aici, doi tei. Unde-i mami? Și parafitei sălbatic de pădure. Unde-i că
Nu știu dacă putem să mergem înainte, dar vreau să văd mai de aproape cum arată. Ce pune oare acolo? Cartofi? La cum arată, cred că bagă cartofi. Că a făcut șanțurile vadul și a băgat, acum pune cartofi, cred. De aleguri. Ce clopotnița? Ce frumos e. Încet, 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 că... Frumos. Da, și rustic, așa, partea aceea. Ce este acolo? Clopotnița, tati, nu trage de ea, e clopotul mare. Da. Cam asta ar fi mănăstirea Peștera. Într-o zonă înconjurată de mici munți, mai mult dealuri, de toate părțile. Drumul până aici e un drum bun, doar vreo 2 km așa cu piatră, dar în principal nu sunt gropi, adică e chiar foarte ușor de ajuns. Vă recomand, dacă aveți drum, să treceți prin partea asta. A început să bată vântul acum. Cam aici ar fi și ou. Cam până aici ar fi cu acest videoclip, tocmai ce m-am împiedicat. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, puteți să vă abonați la canal, să dați un like și ne vedem data viitoare, pentru că noi ne continuăm plimbarea și o să încerc să filmez pe la fiecare mănăstire pe unde ajungem și să vedeți și voi că nu toată lumea poate ajunge prin partea asta țării, cum nici noi n-am ajuns eu în 30 de ani, e prima dată când ajung aici. Așa că sper că v-a plăcut filmulețul. O zi frumoasă și numai bine!